următorul fel o lacto-vegetarian. I-am spus eu sfere în mărimi diferite. Vom avea 3 sfere în mărimi diferite din ingrediente diferite, din materie primă diferită. Și vom începe cu prima sferă, care va fi un ou de prepeliță, fiert 2 minute atât cât să fie moale, da? Apoi stopat procesul termic în apă cu gheață și cojit. E, oul acesta îl vom înveli într-un aluat sărat din cartof, făină și ou, la care vom adăuga leurdă. Aici am pregătit făina cu cartof și ou. Pregătim coca. Pot să spun că coca aceasta se aseamănă cu coca de la găluștele umplute cu prune. Practic noi vom face acum o gălușcă umplută cu o de prepeliță. Adăugăm puțină făină. Vreau să obțin un aluat o cocă nici prea moale, nici prea tare, potrivit atât cât să modelez coca pe ou, dar să nu spargă oul de prepeliță, că atunci l-am stricat. Coca noastră este gata. Pregătim să modelăm. Acum cu grijă să nu spargem oul, că după cum vedem oul este la interior moale, așa cum ne-am dorit. Nu vreau un strat foarte gros de aluat, vreau să fie cât mai subțire, cât mai puțin aluat, să rămână la bază oul. Pasul următor. Avem aici oul. Acum, ouăle care le-am învelit în aluat sărat, le vom paneta, le dăm făină, ou și panko, după care le vom trage un scurt șoc termic cât să se coaguleze ou prin care îl dăm. Pare că uleiul s-a încălțit, s-a încins. Nu le lăsăm foarte mult, se pare că deja sunt gata. Oprim și focul. Pentru că am început cu oul, vreau să fac o bază pentru acest ou pe care îl voi monta pe farfurie. M-am gândit la un cuib. Voi reinterpreta un cuib din păstărnac pe care îl voi prăji în ulei foarte bine încins și voi da forma
cu ajutorul pânzetei a unui cuib. Lăsăm cât să prindă puțină culoare, apoi îl adunăm cât încă este flexibil. Scoatem. Următoarea sferă va fi tot o gălușcă, gălușcă din urdă de oaie, cu făină, ou și asezonată după gust. Eu am pus puțină sare, puțin piper și foarte, foarte, foarte puțin usturoi. Da, aici am pregătit-o deja, pe care găluștile astea vreau doar să le opăresc, să le planșez, pur și simplu, puțină apă cu sare. Până fierbe apa, pregătim găluștile. Apa aproape începe să fiarbă. Imediat terminăm și noi de modelat găluștile. O să fac 3 mărimi diferite să văd care mi se încadrează mie mai bine pe farfurie. Alături de celelalte 3 forme de sferă. Dacă fierbe apa, o dăm puțin mai încet și adăugăm cele 3 găluști. Cât timp fierb găluștile noastre, pregătim un crumble din miez de nucă copt, pentru care avem nevoie de termomix. Vreau mai, vreau să fiu un pic mai fin. Perfect. Asta este crumble-ul care îl doresc. Între timp sunt gata și găluștile. Super. Vreau să mă ajute o spatulă de silicon să scot crumble-ul. Următorul element, adică următoarea sferă, e o sferă din mix de ciuperci de pădure, pe care le-am modelat. Și pe care le vom da printr-un
pesmet verde, făcut din pesmet cu puțin ulei de măsline, sare, piper și pătrunjel, pe care mi-l pregătesc. Următorul pas va fi să preparăm o spumă de lapte infuzată cu cimbrișor și unt. Am aici pregătit untul, laptele. Pentru o spumă care să stea fermă cât mai mult timp, avem nevoie de cam de, eu așa folosesc, cantitate egală de unt cu cantitate egală de lapte. Așa, l-am pus la fiert, puțină sare și cimbrișor. Așteptăm cât să dea un clocot, apoi luăm tigăița jos de pe foc. Asta e momentul, l-am dat deoparte. Iar acum, pentru infuzie, am nevoie de un capac cu care îl voi lăsa 2 minute maxim, apoi voi scoate crenguțele de cimbrișor pentru a nu se amără spuma mea de lapte. Mă pregătesc pentru montat. Acum vreau să îmi puțin, am aici niște mazăre blanșată cu broccoli și câteva frunze de varză de Bruxelles. Și 2-3 ciuperci. Pentru glasat legumele voi avea nevoie de unt. Un cubuleț de unt. Aici vom glasa legumele noastre. Ajuns. Suficient. Acum ne apucăm de montat, avem nevoie de o farfurie. Pentru preparatul ăsta am ales o farfurie rotundă. Pentru montat am mai pregătit biscuiți din făină de migdale cu unt, un mic decor crocant și să ne apucăm de montat.
Avem nevoie de farfuria aceasta rotundă pentru platingul nostru de astăzi. Acum vreau să glasez puțin sfera de urdă. Cât să se poată lipi crumble-ul de miez din miez de nucă coaptă. Asta este suficient. Acum vreau să-mi aleg un ou care este mai frumos și să-mi-l montez. Pentru asta am nevoie de cuibul din pastărnac. Apoi montăm ultima noastră sferă. Aici avem un gel din ceapă roșie. Acum avem nevoie de legume, vreau să mă lipesc cu legumele de piesele principale. Acum vom pregăti spuma de unt pentru montajul final. Aici am pregătit un ulei de ceapă verde. Și acesta este preparatul nostru ovolacto-vegetarian. Alcătuit din trei sfere diferite. Și în mărimi diferite și diferite ca și ingrediente. Avem o sferă din ciuperci, din miez de ciuperci de pădure, învălit într-un crumble din pătrunjel verde cu panko, un decor din făină cu ulei, apoi a doua piesă avem un ou de prepeliță învălit în aluat țărat, pe un cuib din pastărnac și ultima noastră sferă este o sferă din urdă învălită într-un crumble din miez de nucă copt, pe un biscuit din făină de migdale cu scorțișoară. Iată că am obținut o farfurie care înlocuiește proteinele animale cu cele vegetale. Vă doresc poftă bună!